Ia stați o secundă, voi știți ce zi este astăzi? Joi. Da, 31 octombrie, ultima zi din octombrie. Știți ce înseamnă asta? Mai este o zi și vine weekendul. Vreau să spun altceva. Astăzi este 31 octombrie și chiar astăzi vom avea și un invitat din America, deci este Halloween. Halloween. Astăzi? Da. Astăzi. Nu știu cum am putut să omit chestia asta, nu de alta, dar pe Facebook deja e plin de doblecei și chestii de genul. Deci greșeala mea. Nu am văzut încă doblecei la noi în universitate. Unde îi putem găsi? Nu știu, dar vreau să vă zic câteva despre această sărbătoare, aș putea zice. Ce este Halloween-ul și de unde vine? Sărbătoarea de Halloween își trage rădăcinile încă din vremuri îndepărtate, în perioadele precreștine la vechii celți, un popor mistic și războinic totodată, populație care a înspăimântat întreaga lume antică. Vechii celți sărbătăreau numitul Samhain, evenimentul ce marca sfârșitul anului calendaristic celt, un fel de revelion păgân. Potrivit credințelor acestora, în noaptea de Samhain, hotarele dintre lumea văzută și acea spiritelor era atât de firavă încât acestea, adică spiritele, umblau nestingherite pe pământ. Pentru a alunga spiritele rele și a le îmbuna zeii, celții lăsau pe prisma caselor în care locuiau diverse bunuri și mâncare. Fiecare referire la Samhain avea și așa zisa Samhainofobie, care se definește a fi frica, teama față de sărbătoarea de Halloween. Voi ce părere aveți despre acest minunat? Eu am citit ceva despre costume, că eram curioasă. Ziceau că celții obișnuiau să poarte măști înfricoșătoare pentru ca spiritele rele să-i confunde cu alte spirite și să-i lase în pace. Dar acum cred că sunt just for fun, știi? Ceva de genul. Acum vedem... Eu cred că încă are o conotație bună. Ne putem deghiza chiar în noi înșine. Putem fi noi înșine de Halloween, măcar o zi pe an. O glumă mai puțin potrivită e, putem să nu ne fardăm asta. Da. Am să fac abstracție. În fine, dar eu vreau să vă spun o știre și mai interesantă. În următoarea perioadă, pasionații de film au ocazia să se delecteze cu cele mai grozave filme, pentru că urmează cea de-a patra ediție a filmelor de la Cannes în Suceava, eveniment care se va desfășura cu precizie în perioada 1-3 noiembrie. Va avea loc la Cinema Modern, este realizată de Asociația Creativă AS în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava. Așa că dacă weekendul acesta nu aveți nimic util de făcut cu timpul vostru, tocmai v-am găsit eu o ocupație. Și trebuie să profitați pentru că intrarea este liberă, însă în limita locurilor disponibile. Ei, dar dacă tot vorbim de evenimente, hai să propunem ceva și pentru studenții din anul întâi. Alexandra Ungureanu, student al USV, în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră Suceava, lansează o provocare de a participa la concursul de eseuri intitulat Impactul literaturii de specialitate în dezvoltarea competențelor carierei personale, profesionale. Eseul poate să reflecte viziunea studenților asupra efectelor limbajului de specialitate când vine vorba de tot ce ține de domeniul profesional. Astfel, în secolul 21, în care noi suntem prezenți acum, contextul în care globalizarea a înlăturat toate barierele educaționale, oportunitățile de incluziune pe piața de muncă sunt mult, mult sporite. Astfel, sunt oportunități chiar și pentru cei din mediul defavorizat de a excela împotriva celor în care au abilități mai mari, pentru că tehnologia ne permite. Astfel, câștigătorii care sunt inspirați vor fi anunțați pe data de 4 noiembrie la ora 14 în Amfiteatrul Dimitrie Leonida din Corpul D, când se vor citi eseurile câștigătoare. Cele mai sclipitoare, evident, vor fi premiate, iar atunci se vor înmâna și, clar, premiile eveniment. Premiile eseurilor, dar se va delura și un nou proiect creat special pentru dezvoltarea studenților. Dacă am vorbit de proiecte noi, eu deja presim că toți fiți undeva pe acolo prin spate, ascultând, că așa îți clipesc ochii când auzi de proiecte noi, parcă de abia aștept să te implici în altceva. Într-adevăr, îmi plac mult proiectele noi, dar nu le începe toate, le începe cele pe care sunt sigur că le voi termina.
Da, asta e un principiu bun, cred că după care ar trebui să ne ghidăm mulți dintre noi în momentul în care dorim să ne apucăm să facem ceva. Să fim siguri că vom și finaliza acel lucru. Așadar, dacă tot suntem în plină campanie, ne mai despart câteva zile la alegeri. Vreau să vă reamintesc că cei interesați să candideze pentru unul din posturile de student reprezentant USR sunt așteptați să depună candidatura la adresa de mail studentsreprezentantiasus@gmail.com. Procedura este destul de simplă și nu aveți nevoie de prea multe documente. Este vorba despre un CV, o scrisoare de intenție și adeverință de student în format fizic adusă în sediul ASUS, în camerul numărul 2, camera 017. Sună interesant. Ai vrea să încerci, nu-i așa? Ce-ați, eu la te simt. Mi s-ar potrivi rolul de reprezentant al facultății? Hai, votați! Dați un like dacă Silviu este candidatul ideal pentru... Să candidez sau nu? Silviu, știi care este părerea mea? Care este părerea ta? Ar trebui să iei o foaie de hârtie. Da. O împarți frumos în două. Da. Pro, contra și te gândești și tu ce avantaje ai și ce dezavantaje ai. Ce beneficii ar putea să-ți ofere și... Nu văd de ce nu. E o idee bună, nu? E o idee excelentă. Eu zic să-i dăm bătăi cu alte cuvinte. Într-adevăr? Da. Mai departe, aș vrea să vă spun despre un afiș pe care l-am văzut zilele trecute pe platforma noastră Campus USB și mi-a atras atenția. Că noi tot acum avem o emisiune live și încercăm așa să ne îmbunătățim abilitățile de a comunica și de a transmite mesaje. Era ceva de genul public speaking, niște seminarii organizate de o americancă. Și era special destinat tuturor studenților din campus. Erau gratuite, asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că știți, în ultimul timp părinții plătesc bani grei pentru copiilor ca să ia ore suplimentare de limba engleză, să poată susține diferite examene. Și am zis că ar fi o idee bună, poate să mă apuc chiar și eu. Dar am așa câteva cunoștințe de limba engleză, însă nu mă simt prea confortabil să vorbesc. Păi ce știi tu despre public speaking? Eu cred că ar trebui tu să-mi spui mai multe. Simt așa deja că ai vrea să-mi zici ceva. Da, este un fel de Toastmasters. Adică... Dar ce este Toastmasters? Da, bună întrebare. Deja sunt pe lângă subiect. Ce este Toastmasters? Cum este lângă Toastmasters? Este cel mai popular club de vorbit în public. Este un mediu favorabil vorbitului în public în care puteți să practicați vorbitul în public. Și acum că tot vine și Halloween-ul, vorbim în public... Chiar astăzi, de la orele 19, la Hotel Continental. Clubul Toastmasters va avea ședință de la 18.45, începând cu orele 19. Dacă ajungeți acolo cu un sfert de oră, este binevenit. Puteți veni costumați sau necostumați și puteți exersa vorbitul în public. Da, din ce faceți astăzi? Acolo mai exact? Vreau și eu să știu. Păi, așa. Cum ce facem? Să mă informați, între pentru un prieten. În timp ce vorbim în public ne simțim bine. Tu cum te-ai simțit vorbind în public? Emoționată. Dar ai vorbit în public până acum? Da, uite, tocmai acum o fac. Secretul este următorul. Ca să vorbești în public la un public cât mai mare și cu oameni străini, e bine să începi să vorbești cu mai puțini oameni care îți sunt prieteni sau îți dau un feedback constructiv, care nu aruncă cu roșii în tine, știi, ca... Da, într-adevăr, dar de ce credeți că oamenilor le este frică de a vorbi în public? Păi, eu nu cred că e frică cuiva de a vorbi în public. Văd că voi vorbiți și vă place. Vă place să vorbiți? Sau să fiți ascultați? Ambele. Acum e puțin tricky, pentru că publicul nostru e dincolo de lentile, așa că nu. Dar eu sper să fie unul numeros, să nu avem prea multe feedback-uri negative. Oricum, să știți, aprecierile sunt binevenite, indiferent de natura lor. Eu cred că nu avem frică de a vorbi în public, ci avem alte două frici care nu ne permit să vorbim în public. Aceea ar fi frica de a fi respinși. Vă place să fiți respinși? Nu, și chiar mă gândeam la asta, sau frica de a spune ceva greșit. Exact, și frica de a greși. Nimănui nu-i place să greșească, dar totuși frica pe care o avem noi nu este cea de a vorbi, ci de a fi respins într-adevăr și de a greși. Dar eu nu cred că este greșit să greșim. Din greșeli învățăm până la urmă. Ați învățat ceva din greșeli până acum? Să nu le mai repetăm. Bine ar fi să învățăm și din greșelile altora și mai puțin din ale noastre. Exact, nu e nevoie să spunea încercăm mama totul. Odată. Bine ar fi fost de a fi ascultată.
Silviu, având în vedere că tu ai o experiență așa mai vastă în acest club, cum a fost primul tău discurs? Oh, primul meu discurs? Oh. Mă așteptam să am emoții și nu am avut. A fost o experiență foarte frumoasă, au fost foarte mulți oameni. De obicei am fost la câteva întâlniri demo înainte și erau cam 15-20. Când a venit vorba să țin eu primul discurs, eram peste 40, pentru că a fost o întâlnire specială cu numărul 300. A venit și un public speaker din afara clubului care m-a evaluat. Iar evaluarea aceea m-a inspirat, pentru că mi-a arătat toate calitățile pozitive și toate lucrurile pe care le pot îmbunătăți la mine. Pur și simplu a fost o experiență chiar plăcută, pentru că nu am vorbit în public ca și cum aș fi avut frică, ci am vorbit în public pentru a prinde curaj. Deci de ce ar trebui să vină studenții? Ca să prindă curaj doar de atât? Păi eu nu cred că ar trebui să luptăm împotriva fricii. Frica există, o acceptăm, dar ar trebui să ne mărim curajul, într-adevăr. Să fim mai curajoși din când în când, pentru că ce se poate întâmpla? Nu am văzut niciun om să moară în timp ce vorbește. Ați văzut? Păi e doar percepția noastră. Noi, dacă credem că vorbim, pur și simplu vorbim. Dar nu cred că ar trebui să considerăm că vorbim în fața unui public. Nu vorbim cu un grup. Vorbim pur și simplu cu oameni. Vorbesc odată cu un om, odată cu un om. Pur și simplu îmi selectez atenția ca și cum aș avea o conversație casual cu un prieten. Mai e o vorbă care, pentru orice vorbitor, pentru oricine care va ține un discurs, poate să fie de folos, și anume, când vorbești în public, nu este despre tine, ci este despre ceilalți. Da, da, într-adevăr. Ar trebui să fim foarte atenți la faptul că atunci când noi transmitem un mesaj, este în principal pentru ceilalți și nu pentru noi, pentru că noi deja știm lucrurile pe care le vorbim. Și trecem mai departe la ultima știre. Da, înainte de publicitate, pentru că avem și noi nevoie de o pauză pentru o gură de cafea, un biscuite, dacă mă înțelegi. Însă rămâneți aproape, pentru că Bogdan și cu Silviu v-au pregătit o surpriză. Însă spune-ne tu despre ultima știre, că toți am zis de cafea. Că tot vorbim de cafea, chiar cel mai mare brand de produse cu zahăr, ca să spun, Coca-Cola, a venit cu un nou sortiment, Coca-Cola Coffee. Și ce este Coca-Cola Coffee? Știu că ei în trecut au mai încercat o idee de Coca-Cola cu cafea. Da. Acum întrebarea mea, nu știu câtă cafea are. Are mai multă cafea decât Coca-Cola? Tu ce părere ai, Silviu? Că eu cred că este o cafea cu gust de Coca-Cola. Cafea cu gust de Coca-Cola. Eu cred că e Coca-Cola cu gust de cafea. La mine e cafea cu acid toată ziua, am spus. Deci, nu aveți cum altfel, despre ce vorbim. Nu beau cafea, dar are cafeaua acid? Nu, tocmai de-aia ți-am spus că e ceva revoluționar, Silviu. Da, eu nu am mai văzut nu așa înțeleg ceva lucrurile acestea, eu nu beau cafea, mă scuzați. Foarte rău, nu ai încercat niciodată? Am nevoie. Da. Pentru? Ca să te revigorezi, să-ți dea un vibe bun. Arăt eu lipsit de energie? Ne vedem după o scurtă pauză. Aproximativ 100 de spectacole. În cadrul ei funcționează ansamblul studențesc Arcanul USV, teatrul studențesc Fabulinus, Radio USV, clubul Digital Media Center și clubul de tenis de masă. Aici funcționează de asemenea și un atelier de artă fotografică, un club de turism, trupe de muzică ușoară și muzică folk, de divertisment, dansuri moderne și dansuri sportive, trupe vocale. Anual, aproximativ 500 de studenți se implică activ în activitățile organizate de Casa de Cultură a Studenților. Mă numesc Strede Diana și sunt studentă în anul 2 în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, facultate ce aparține Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru mine, studenția a venit la pachet cu numeroase provocări, însă fiecare provocare înseamnă o nouă oportunitate. Așa că m-am decis că a sosit momentul să-mi acord mie însămi șansa de a mă dezvolta și într-o altă direcție. Soluția a fost mereu mai aproape decât mă așteptam. Casa de Cultură a Studenților. Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este mai mult decât o casă. Este un cămin. Un cămin al marilor talente și al marilor valori. Fiecare student ce pășește pragul nostru este un suflet, un suflet care se deschide în fața profesorilor și le permite să-l cultive, cu răbdare, încredere și devotament.
Acest vast cămin cultural, aflat într-o continuă dezvoltare și într-o permanentă evoluție pentru a putea răspunde cerințelor și nevoilor studenților, permite celor care îl frecventează cu regularitate șansa de a se forma și de a se afirma. Pe parcursul timpului, în cadrul acestui cămin s-au format mai multe familii, iar Clubul Media, Digital Media Center, este și el o mică, o tânără, dar foarte valoroasă familie, din care fac și eu parte în calitate de prezentatoare a emisiunilor pe care le creăm împreună. Pentru voi, țin să vă mărturisesc că în spatele videoclipurilor pe care le puteți vizualiza pe pagina noastră de Facebook și YouTube stau câteva zeci de ore de muncă. Cele câteva minute pe care vi le oferim dumneavoastră vin la pachet cu alte ore petrecute în studio pentru a filma și a edita. Însă la finalul zilei, când vedem produsul integral, satisfacția este incomensurabilă. În clubul nostru media puteți învăța să creați un produs media digital integral, pentru că aveți mereu alături de voi persoanele potrivite să vă îndrume și să vă încarce, atunci când aveți nevoie, cu o doză de pozitivitate și una de energie. Trebuie doar să încerci. Clubul nostru și are conexiunile deschise spre toți cei care vor să învețe ceva nou sau să-și perfecționeze anumite abilități pe care le posedă deja. Atunci când pui pasiune în ceea ce faci, credeți-mă, rezultatele nu vor întârzia să apară. Pentru noi, DMC nu este doar un acronim. DMC înseamnă devotament, motivație și creativitate. De asemenea, la Casa de Cultura Studenților avem și un club de media numit Digital Media Center. Numele meu este Ciobanu Gheorghe Cătălin, sunt managerul Digital Media Center și am să vă spun pe scurt ceea ce facem noi aici. Este un loc unde studenții pot veni să învețe bazele fotografiei, videografiei și chiar să creeze o emisiune video, dar să-și pună și ideile creative în practică. Mulți studenți se lovesc de problema lipsei de echipament, au o idee bună, dar nu o pot pune în practică pentru că nu au echipamentul necesar la dispoziție. Ei bine, noi le oferim acest echipament și ei își pot duce ideile la bun sfârșit. Putem face și transmisiuni live, avem tot echipamentul necesar pentru a transmite o emisiune live pe Facebook sau pe YouTube sau pe alte platforme. De asemenea, noi ne ocupăm și de filmarea și fotografierea evenimentului la Casa de Cultură a Studenților. Eu sunt în acest club de media încă de la începuturi și am văzut cum a progresat de-a lungul timpului și din punctul meu de vedere va ajunge destul de mare, mai ales pentru studenți. Va fi o atracție și un loc în care studenții își pot forma mâna de fotograf, videograf și chiar și prezentator TV, ceea ce e un lucru fain din punctul meu de vedere. Tot ceea ce rămâne este să veniți aici, vă așteptăm la noi și mult spor! Salutare, sunt Gabriela Dolhascanu și sunt redactor-realizator de programe la postul online de radio al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pot spune despre mine că am început cu dreptul activitatea la USV și aici nu mă refer la notele bune, ci la partea practică. Cu Radio USV m-am întâlnit în anul întâi de facultate și am simțit că mi se potrivește, că este ceea ce trebuie să fac. De la Radio USV am învățat că în fața microfonului ești puternic, ești important, ești ascultat. Radio USV împlinește în acest an 8 ani de activitate. Acesta, după cum spuneam, este postul online de radio al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, aflat sub coordonarea Casei de Cultură a Studenților. Echipa redacțională de bază a Radio USV este formată din 10 studenți de la diverse specializări din cadrul universității. Suntem norocoși că nișa noastră este una specială și înțelegem că avem și o anumită responsabilitate. Una peste alta, emitem pentru oameni cu carte. Programele noastre emit și dezvoltă știri din educație și în mod special subiecte din interiorul Universității Ștefan cel Mare. Și bună dimineața! Bună dimineața din nou! Suntem la matinal aici la USV și am ajuns și în partea a doua în care vom avea un invitat. O invitată din Virginia, din Statele Unite ale Americii, venită în calitate de Fulbright ATA, așa că vom sta astăzi de vorbă cu Claire Hunger. So we have to speak to in English. Așa right că now. Vom trece în limba engleză pentru că invitata noastră știe engleza, dar nu știe limba noastră. Învață, dar încă nu știe. So hello and good morning. Good morning. Thank you for having me. How are you? I'm doing well. That's great. So tell me about you. How what's your mission here to in Suceava?
So I am a Fulbright grantee, so that means I come here and I'm teaching a few courses at the university. What kind of courses? I am teaching a course on American identity and culture primarily. So really kind of providing an understanding of what Americans, how we view ourselves and how we view our culture. So when have you came here? I've been here for 3 weeks and I'm going to be here in Suceava until February. That's cool. So do you have an image of Romanian culture since you've been here? I don't know if I could say I have a complete picture yet, but maybe a partial one. A partial one, absolutely. I've really been enjoying my time here. I'm finding Romanians are very friendly and fun to talk to and really interested in getting to know me. So I'm so far have been having a fantastic time. I heard you play traditional dances here. Last night I went to a Romanian dancing class. It was so much fun. It was really interesting. I'm not a great dancer, but it was a good experience. Well, here we learn a lot of new things every day. Absolutely. So we like challenges. Do you feel challenged here? Challenged? I think the language is a big challenge. Since I don't speak Romanian, I would like to learn, but it is not an easy language. So. Well, for us it's an easy language because it's a native one. Yes. But have you learned something in Romanian? Un puțin. Can you say bună dimineața? Bună dimineața. Oh, thank you. What else have you? Can you say in I can Romanian? Say sunt americanca, sunt profesora. I can say turtle, so proasca testoasa. Wow, that's a good one. It's my favorite word in Romanian so far. Well, we like your accent in Romanian. Thank Maybe you. Until February you may present something about yourself. That would be a challenge, but an accomplishment. So. So, would you like to come again in February and say something in Romanian? If I'm good enough in February, absolutely. I'm sure you will be good enough. Hopefully. So, what else do you do here in Romania? So, I'm starting a course in public speaking. My goal is to kind of share a little bit about my public speaking background and help people become more confident, more assured public speakers. More confident. Can you give us some confident tips? Take deep breaths before you speak. That's a big one. My favorite tip is to fake it until you make it. You don't have to feel confident. You just have to look confident. But okay, so if people will not recognize you if you're not confident. Well, I hope they still recognize me, but. Oh, okay. Well, if you look confident, I think you are confident. Exactly. The idea is to fool other people into thinking you're confident. Okay, so what else can you say about public speaking? So I've been public speaking since I was 12 years old. 12 years. Yes, and how old are you time. Now? I am 22, so it's been 10 years. 10 long years. Yeah, that's awesome. That's a lot of experience. Yes, and I love it. It's one of my favorite passions. So I really want to help inspire other people to have that passion and to really learn that it's not as scary as it seems. It's actually a lot of fun. So when does your course start? They start this Monday. It's from 6 to 8, and it's going to be in Building E. That's awesome. I would like to come. Absolutely, I would love for you to be there. That's great. I join you too, the viewers, to come to your event. I think it will be great. I'm looking forward to it. What will we learn there? Hopefully a little bit of everything. I want to focus on both how to write a speech and really craft something that's compelling and interesting, but also how to present it. It's not just about the content, it's about how you put the words out there. So kind of a little bit of both presentation as well as speech writing. Do you do something about debates here also, or? If my students are interested, I would love to do debates. I love debating, so that's another thing that we could definitely explore. So what's your most comfortable subject about debating? Most comfortable. I like debating about American Sign Language. That's a big passion of mine. So you talking know about signs? The deaf, I do know signs. Can you show us a sign of happiness? Happy. That's awesome. Can you show us you are enthusiastic? Enthusiastic? It would probably be with ease. This is E, mm-hmm. And then enthusiastic or excited. Show us courage. 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 This is like strong but also brave. So something like that. This. Yes, just flex, that's what it is. Yeah. That's awesome. And during your trip here, do you plan on visiting something? Absolutely. My goal is to see as much as of the country while I'm here, as well as the rest of Europe. So do you have free time to visit?
Well, this weekend I'm going to Brasov actually, so far I've been managing to make some time. That's awesome. I wish you a great journey. Yeah. Thank you. I'm looking forward to it. Okay, so we thank you very much, Claire, for having you here. It's an honor, and it's an honor for USA to represent your country here. And wish to have lots of students in your event, and see you soon. So, aceasta a fost invitata noastră. Noi mergem mai departe cu știri despre horoscop și alte știri pe care am uitat să le spunem. Așa că o să-l întrebăm mai departe pe Silviu cu ce începem. Sau, opa, a venit Diana în loc. V-a păstrat de mine? Da. Vreau să vă spun că eu chiar am savurat discuția pe care ați avut-o cu Claire de acolo din spate. Este o tipă chiar grozavă, nu-i așa? Într-adevăr. Și sper să rețineți sfaturile pe care ni le-a oferit, că nu este important să fii, într-adevăr, încrezător în tine, mă scuzați, ci trebuie să pari încrezător în tine și atunci cred că toate lucrurile se leagă cumva, dacă înțelegeți. Acum mă gândesc eu, sunt încrezător sau par încrezător? Tu cred că ești câte puțin din amândouă. Sunt confuz. Sau par confuz? Par doar. Pentru că tu niciodată nu ești confuz. Într-adevăr. Știi ce am învățat eu de la tine, Silviu? Sunt curios. Că totul stă sub semnul probabilității și nimic nu este ceea ce pare. Da, sunt de acord. Este un principiu pe care îl respect. Pentru că e o șansă ca eu să fiu aici. E o șansă ca noi să începem. Și trebuie să profiți de ea, nu uita asta. Trebuie să valorifici orice oportunitate care ți iese în cale. Da, la fel și tu, trebuie să profiți orice oportunitate de a vorbi cu mine. Știți ce vreau să vă întreb eu acum? Voi credeți în horoscop? Bineînțeles că nu. Grozav! Știi, nu cred în horoscop, că dacă m-aș lua în fiecare zi să zic că asta trebuie să mi se întâmple astea, chiar credeți că la toți care s-au născut în luna sau în perioada respectivă trebuie să le se întâmple la fel? Bine, nu cred în horoscop, dar îmi plac zodiile. Adică pentru amuzament îmi plac. Dar este foarte haios, așa că sunt curios ce ne spun astrele astăzi. Înainte de asta, eu trebuie să vă mărturisesc că nici eu nu cred atât de tare în horoscop, dar îmi place să mă distrez citindu-l, știți? Nu ați avut niciodată sentimentul ăla că chiar vi se întâmplă ceea ce vă prezic astrele? Mai ales după ce trece ziua și te uiți în ziar și zice, uite, scrie acolo. Și dacă aș fi citit, poate știam ce să fac, nu? Nu îl citesc atât de des, dar tu ce zodie ești, Diana? Bogdan? E la mine simplu, e prima zodie. Și la mine a doua. Și care sunt alea? Păi haideți să vedem. Prima este berbec, deci... Așa că, dragi berbeci, a venit timpul să vă recunoașteți greșelile în fața celor care v-au păsuit nedreptățile și să faceți lumină acolo unde v-ați ascuns în întuneric. Dacă aveți sentimente serioase față de o persoană, nu mai stați pe gânduri. Acum aveți ocazia să faceți pași pe a câștiga inima. Bogdan, ești cumva îndrăgostit? Întotdeauna. Cât de deep a fost asta! Ei, Diana, dar e rândul tău. Ia una și pentru tine, parcă spuneai că ești taur, nu? Da. Nu am spus, dar bănuiesc că ți-ai dat o seama. Păi ai spus că ești a doua, deci a doua este taur. Să vedem. Taur, fugiți de stres cât puteți. Dacă întâmpinați dificultăți la serviciu, astrologii vă recomandă o pauză de câteva zile. Încercați să plecați într-o vacanță spontană. Ce ai zice de o vacanță spontană? Aș avea nevoie de una, știi, dacă mă gândesc, asta vară nu prea am apucat să mă relaxez așa, cred că abia acum am și eu nevoie de un concediu, să zic așa. Da, dar când vine vorba de concediu, ai o alegere, să fii singură sau cu o persoană dragă ție? Nu, sincer, mie mi-ar plăcea să-mi împart timpul cu o persoană dragă. Nu sunt de felul meu o persoană așa mai singuratică. Da, dar uneori și singurătatea poate fi benefică. Și asta spun astrele. Da, în sesiune, pentru mine, siguranța este ideală. Mergem mai departe. Gemeni, dragi gemeni, s-ar putea să fiți invitați spontan la un eveniment tematic în această seară. Mai mult ca sigur, veți reuși să atrageți atenția mai multor persoane la o petrecere, ceea ce vă atrage cu sine creșterea stimei de sine. Nu uitați să vă distrați. Într-adevăr, un sfat bun, ăsta cu distracție, mai ales că astăzi este Halloween. Toată lumea merge la Versus, nu?
Nu. Nu. Da, știu, nici eu. Bine, noi mergem la Toastmasters și acolo va fi tot o sesiune cu tematică de Halloween. E un alt fel de distracție. Da, spre exemplu, îți poți imagina că ești cel mai bun public speaker și poți vorbi. Acolo nu trebuie să-ți fie frică. Acum poți să te costumezi și nimeni nu o să-și dea seama cine ești în față, așa că... Într-adevăr. Dacă așa se pune problema, poate vin și eu. Poate. Te așteptăm. Da. Poate, într-adevăr, Silviu, poate. Să vedem mai departe. Zodia Leu. Da. Dar nu am trecut peste raci? Ba da, tocmai de aceea eram puțin confuză. Bogdan vrea să mă deruteze. Astăzi te vei simți împlinit sufletește și vei realiza pentru prima dată într-o perioadă lungă de timp că aveți lângă voi ceva cu adevărat special. Familia, prietenii și persoana iubită. Nu veți avea nevoie de nimic altceva pentru a fi fericit. Măi, eu am impresia că azi toată lumea e cam îndrăgostită, așa, simțim niște fluturași în stomac, ne focalizăm asupra persoanelor iubite. Măcar o zi pe an avem voie. Aia poate fi în fiecare zi. Da, într-adevăr. Păi, acum urmează animalele mele preferate, pisicuțele mele preferate. E vorba de Leo. Este momentul perfect pentru a vă face planuri pe termen mediu și lung. Nu vă veți simți în stare să performați la locul de muncă, însă veți avea suficient timp pentru a vă pregăti pentru viitor. Planurile pe care le veți face vă vor ajuta atât profesional cât și sentimental. Cu siguranță veți avea succes, atât profesional cât și sentimental. Dacă îmi vine utilul cu plăcutul, nu? Exact. Și asta pot face lei. Ai văzut vreodată un leu să-i fie frică să fie cine este? Păi nu am văzut. Știi de ce? Pentru că el întotdeauna pare că nu este frică și... Asta e și ideea pe care o percepem, că nu este frică. Păi chiar spunea și Claire, fake it till you make it. Chiar asta mi-a trecut prin minte. Mergem mai departe. Fecioară, veți trece prin anumite momente destul de stresante pe parcursul zilei, însă la final veți realiza că ați făcut progrese uriașe în anumite proiecte pe care le aveți în desfășurare. Vă veți trezi în momente în mijlocul unei petrecere pe care chiar voi trebuie să o organizați. Veți avea foarte mult de muncă pentru că veți dori ca totul să iasă exact așa cum vă doriți. Perfecțiunea este aproape de a fi atinsă. Silviu, acum cred că este momentul tău, o balanță. Parcă, doar cred. Nu? Doar cred, nu? Eu cred că sunt convinsă. Ai putea să descoperi că e dificil să treci peste anumite lucruri când e vorba despre relațiile cu alții. Comunicarea e cea mai mare problemă a ta, simt și-a luat-o ta. Da. Din cauza ei s-ar putea să nu înțelegi ce ți se spune, iar reacția ta să fie dură și deloc empatică. Aici cred că au puțină dreptate. Sunt eu dur? Nu, dar dacă vrei, ai putea. Singura bucurie o vei găsi în munca ta și rămâi pozitiv. Perfect pentru tine, nu se putea mai bine. Și cum puteai să spui că nu crezi în horoscop? Păi... Este ideal, Silviu, este ideal. Se poate mai bine, mereu se poate mai bine. Să vedem, Scorpion? Scorpion, vei avea o zi destul de bună astăzi, mai ales la locul de muncă, acolo unde reușești să obții lucrurile pe care le dorești. După muncă vei face mici planuri cu prietenii și e un moment bun să vă bucurați unii de prezența altora. Cum ziceam, după o zi grea, un moment de relaxare este binevenit, mai mult decât binevenit, având în vedere că se apropie și weekendul. Da, putem să ne relaxăm de pe acum. Sau putem merge și la facultate, puțin. Putem. Putem, Silviu. Există o posibilitate. Să vedem ce ne zic astrele pentru săgetător. E posibil să fii tentat să faci un lucru destul de imatur astăzi, puțin autodestructiv, pentru a-ți distrage atenția de la analiza interioară pe care ai tot făcut-o în ultima vreme și de la eforturile de creștere personală. E important însă să fii în cunoștință de cauză dacă te gândești să iei decizii abrupte. Eu cred că ăsta e un sfat mai mult decât binevenit. Fiecare da. Dintre noi ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să luăm o decizie, mai ales dacă ne-ar putea afecta viața într-o mare măsură. Într-adevăr. Hai să vedem ce zic și despre Capricorn. Eu cred că ei se bucură de un succes total astăzi. Mie îmi place cum sună deja, un succes total. Vrei fi foarte productiv la locul de muncă și din câte vrei știu Capricorn... Vrei să-ți schimb acum zodia doar pentru ziua de azi? Da, pentru că acum că știi, mi-ar plăcea să am un succes total, dar voi avea chiar și dacă nu mi-ar plăcea. Și plus, vei fi foarte productiv la locul de muncă. Mie îmi place să fiu productiv la locul de muncă, mai ales când sunt înconjurat de oameni dragi. Spre seară, Capricorn ar putea să-și pregătească o ținută de Halloween, pentru că urmează o petrecere minunată pentru ei, pentru că orice zi
cu un succes total se termină cu o petrecere. Da, uite, vezi tu, în comparație cu Capricornul, Vărsătorul se pare că e cam compleșit de muncă astăzi, dar e și el cu gândul la distracție. După ce se luptă cu unele frământări interioare, ia o pauză de la atâta efort intelectual și încearcă și el să se relaxeze. Eu zic că doar se pare că e copleșit. Doar corect, se pare. Corect. Mai este și o zodie care mai mult înoată prin apă, Pești. Pentru Pești, ziua de astăzi se rezumă la o călătorie autoreflectantă asupra vieții, iar lucrurile pe care le înveți acum sunt semnificative și importante pentru tine. S-ar putea să fiți nevoiți să renunțați la unele idei învechite despre voi înșivă și la modul în care vă duceți existența. Se pare că horoscopul ne surâde astăzi, nu este așa? Într-adevăr, dar doar se pare. Mereu da. Va fi mai bine decât ne prezice horoscopul. Și sperăm să fie mai bine și ne dorim să fie mai bine și vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a fi mai bine. Și totodată și există un semn al probabilității, așa că nu credeți chiar de cuvânt tot ce v-am zis până acum. Mai încercați și voi să verificați, dați un search pe Google. Într-adevăr. Sau ați putea pur și simplu să fiți voi înși vă. Sunt sigur că asta vă va ajuta mult mai mult. Da, băieți, dar vom mai continua discuția asta și data viitoare, pentru că nu de alta, dar oamenii mai trebuie să meargă și la muncă azi. Știți ce zic? Da, spre exemplu, putem merge la facultate, putem merge de seară la Toastmasters. Da. Putem să ne simțim bine. Am putea bine. Dormi. Am putea, dar noaptea, după petrecere. Mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi chiar live și rămâneți conectați pe rețele de socializare. Vom apărea live și data viitoare. Vă rugăm să ne scuzați greșelile, bâlbâielile, ăurile, dar hai, să știți că au făcut parte din scenariu, nu fără ele, emisiunea ar fi fost complet monotonă. Da, vă asigurăm că veți avea parte și de bâlbâiel data viitoare. Așa că rămâneți aproape. O zi minunată!